Isaia, capitolul 9. Nașterea, numele și împărăția lui Mesia. Poporul care locuia într-un tuneric va vedea lumină mare. Și voi, cei ce locuiați în latura umbrei morții, lumină va străluci peste voi. Tu vei înmulți poporul și vei spori bucuria lui. El se va veseli înaintea ta, cum se bucură oamenii în timpul secerișului și se veselesc la împărțirea prăzilor. Căci jugul ce-l apasă și toiagul ce-l lovește și nuiaua ce-l asuprește, tu le vei sfârma ca în zilele lui Madian. Încălțămintea cea zgomotoasă de om războinic și haina cea stropită de sânge vor fi aruncate în foc și mistuite în flăcări. Căci prunc s-a născut nouă, un fiu s-a dat nouă, a cărui stăpânire e pe umărul lui și se cheamă numele lui Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie. Și mare va fi stăpânirea lui și pacea lui nu va avea hotar. Va împărăți pe tronul și peste împărăția lui David, ca să o întărească și să o întemeieze prin judecată și prin dreptate, de acum și până în veac. Râvna Domnului Savaot va face aceasta. Cuvânt va trimite Domnul peste Iacov și el se va pogorî peste Israel, ca să știe tot poporul, Efraim și locuitorii Samariei, care întru mândria lor și întru semeția inimii lor zic: cărămizile au căzut, să zidim cu piatră cioplită, smochinii au fost tăiați, să punem cedri în locul lor. Ridica va Domnul împotriva lui pe vrăjmașii lui reținși și pe dușmanii lui îi va înarma, pe sirienii de la răsărit și pe filistenii de la asfințit, și vor mânca aceștia pe Israel cu toată gura. Cu toate acestea, mânia lui nu se va potoli și mâna lui tot întinsă va fi. Dar poporul nu se va întoarce la cel care îl lovise și nu va căuta pe Domnul Savaot. Și Domnul va tăia din Israel, într-o singură zi, capul și coada, ramura de finic și trestia. Bătrânii și căpeteniile sunt capul, prorocul și învățătorul mincinos sunt coada. Căpeteniile acestui popor îl duc în rătăcire și cei conduși de ei vor pieri. Pentru aceasta, Domnul nu se bucură de cei tineri și de orfanii lui și de văduve nu este milă, fiindcă toți sunt nelegiuiți și răi și gura lor grăiește vorbe nesocotite. Pentru toate acestea, mânia lui nu se va potoli și mâna lui mereu întinsă va fi. Că fără de legea arde ca focul care mistuie spinii și bălăriile uscate. El arde tot mărăcinișul pădurii, iar fumul se înalță în rotocoale. Din pricina iuțimii mâniei Domnului Savaot, pământul va fi ca un jăratic, iar poporul va ajunge pradă focului. Nimeni nu va cruța pe vecinul său, jefuii vor la dreapta și vor rămâne flămânzi. La stânga vor mânca și nu se vor sătura, fiecare va mânca din carnea aproapelui său, Manase pe Efraim, Efraim pe Manase, și amândoi sunt împotriva lui Iuda. Pe lângă toate acestea, mânia lui nu se va potoli și brațul lui mereu întins va fi.